întins, am tăiat marginile să fie rotundă. Acum punem varza în mijloc. Punem foarte mult. Deci nici mult, nici puțin. Probabil că mai mulți știu această rețetă. Este o rețetă destul de veche. Ajunge. Deci nu am folosit chiar toată varza. Nu că nu vreau să fie chiar așa. Le punem așa rotund în mijloc. Așa.